cum au fost acești 27 de ani, au fost cum este viața omului, adică cu bucurii și cu clipe mai puțin, nu știu, fericite poate, cu momente mai puțin pline de exuberanță, dar una peste alta, pe ce a fost constant, a fost un colectiv în care am fost unite și în care m-am simțit primită chiar de la început ca într-o familie. Aș zice că televiziunea este așa cum o simți, adică poate să fie și o pasăre Phoenix care poate are un moment de declin, să zicem, dar poate oricând să înflorească dacă este susținută, dacă este iubită și ea este și ea este din interior cumva, de către angajații săi, care nu sunt doar eu, suntem mulți în această situație. Aș lua-o așa în brațe, cu grijă, cu candoare și aș repune-o pe locul care îi se cuvine, acela între televiziunile publice europene. Aș pune-o pe podium acolo. Asta ar fi cadou pe care aș simți eu să-i fac și pe care îl doresc cu ocazia acestor 65 de ani de existență. Merită să fie acolo și noi merităm să o sprijinim ca să redobândească acel loc.